Primarul Comunei Prunișor, Emilian Vâlcu, a reușit să ofere micilor fermieri din comunitatea pe care o conduce o șansă spre dezvoltare. Acesta tocmai ce a implementat un proiect benefic atât pentru cetățeni cât și pentru primărie. Astăzi, fermierii din Comuna Prunișor au semnat un contract prin care primăria le pune la dispoziție suprafețe de pășune în funcție de numărul de animale pe care le păstoresc. Am reușit, zic eu, într-un timp foarte scurt, adică de un an și ceva muncim la situația asta, dar e destul de scurt că s-a muncit exemplar și mulțumesc pe această cale tuturor care au participat. S-a acordat 140 de hectare de pășune în chirie. Cum bine știți, condițiile le știți cu toții, că e a 10-a oară când ne întâlnim probabil, sau a 7-a oară, 8-a oară, nu mai știu. Se plătește 3 milioane jumate chirie pe hectar anual, plus impozitul aferent hectarelor respective. Bineînțeles, cu condițiile pe care le știați deja, cu defrișare, cu tot ce aveți nevoie și să nu schimbați situația între timp cu, mă refer la capetele de ovine. Asta le știți dumneavoastră, nu e cazul. Avem ovine pus caprine, aproximativ 4.000 de capete, bovine avem aproximativ 200 de capete, toate înregistrate în RNE, Registrul Național de Evidență, pe raza comunei. Că aici am avut mici probleme. Bineînțeles, sunt înregistrate și la exploatația pe raza comunei Prunișor. Au renunțat 4 crescători de animale, iar 4 crescători mai mari nu au îndeplinit condițiile, adică prima condiție care era să fie înregistrat la noi, la primele RNE-ul și cu rou respectiv, a doua, să aibă domiciliu sau reședință pe raza comunei. Primarul Comunei Prunișor, Emilian Vâlcu, a reușit să ducă la bun sfârșit un proiect pe care fermierii îl așteptau de ani de zile și care este benefic atât pentru crescătorii de animale cât și pentru primărie. Datorită implicării primarului, terenurile care erau neproductive și lăsate de izbeliște au fost date spre închiriere persoanelor care, prin intermediul agriculturii și al zootehniei, își câștigă traiul în localitatea natală, fiind singura sursă de venit. În primul rând, pentru cetățeni, adică pentru crescători de animale care sunt destul de mulți pe raza comunei Prunișor, mai exact în jur de 22 de crescători de animale, asta conține ovine, caprine, bovine, mai exact celor care le-am împărțit, de fapt le-am închiriat pășunea de pe raza comunei, undeva la 140 de hectare. Sigur, n-a fost ușor. În primul rând a trebuit să avem amenajamentul pastoral, după care împreună cu o echipă întreagă am încercat să le împărțim în mod corect tuturor, în funcție de fiecare de câte animale au. Totodată, fermierii care au închiriat terenurile au obligația să le întrețină. Asta nu înseamnă că s-au dat gratuit, s-au închiriat cu 350 de lei pe hectar anual, pe lângă asta impozitul pe hectare respective și, nu în ultimul rând, au obligația de a defrișa această pășune care le-am atribuit-o. Eu zic că este un lucru bun pentru comună, pentru că pășunile nu produceau, iar acum sunt utile și comunității, dar și pentru că aducem la bugetul local o sumă destul de consistentă. Fermierii din Comuna Prunișor sunt încântați de acest proiect și se bucură că au parte de sprijinul primarului Emilian Vâlcu, care s-a dovedit a fi un om atent la nevoile comunității pe care o conduce. Susținerea crescătorilor de animale și a agricultorilor este foarte importantă pentru o localitate prosperă. Mulțumim domnului primar Vâlcu Emilian și celor din conducerea primăriei Prunișor, Consiliului Local, pentru ajutorul dat, că altfel ajungeau, cum se vede, alături. Hățișuri. E primul an când se vede un pas spre înainte. Am făcut cereri de mulți ani. Nu ni s-a acceptat nimic. Acum a fost primul pas făcut de către domnul Vâlcu Emilian și echipa condusă de dânsul. Pentru noi e un impuls, că așa pornim spre asocieri, încurajăm și urmașii, poate să facă ce le lăsăm noi, și suntem mulțumiți. Altfel ajung hățișuri. Astăzi
se face un pas spre punerea în posesia crescătorilor. Contract pe 7 ani de zile. Suntem obligați să-l întreținem, să facem, dar e avantajul nostru, că nu mai luăm petece de locuri. Ne ajută pe noi, crescătorii de animale, ne ajută foarte mult acest proiect care a lucrat un primar cu consilierii locali. Pentru noi, crescătorii de animale, avem și noi un beneficiu. Așteptați acest lucru? Da, l-așteptam de foarte mult timp. Din 2017 am depus cereri la primărie pentru pășune. Nu mi-a dat nimeni niciun răspuns. Pe fiecare an îmi spuneau că să rezolvă. De an pe an să rezolvă. Și de când s-a schimbat conducerea, m-am dus la domn primar și am spus situația care este în comună, cu pășunile, cum s-au mărăcinit, cum... I-am spus, erau terenuri nefolosite. Erau terenuri nefolosite și nu puteam să ne ducem să curățăm un teren care nu era al nostru și nu aveam nicio... Așa putem și noi să curățăm mărăcinii de pe pășuni, putem să le întreținem și să beneficiem de anumite lucruri. Avem un sprijin al comunii care vor să ne ajute și să vadă ceva în comun. Prin astfel de proiecte, primarul Emilian Vâlcu urmărește dezvoltarea comunei Prunișor și stimularea competitivității. În agricultură și zootehnie, acesta sprijină micii fermieri din comunitate și încurajează noile generații să se implice în domeniu.